Salutare, Vlad de la Formoi aici împreună cu Răzvan de la Adobe sau Adobe, cum vreți voi să-i spuneți. De curând, sau toamna aceasta, am făcut un parteneriat cu cei de la Adobe, prin care am făcut un meetup, Tech Growth Meetup. Nu știu, mulți dintre voi care urmăriți probabil videoclipul ați fost și acolo. Pe zona asta de carieră, foarte mult axat pe zona asta de carieră, ce poți să faci mai departe ca și student sau unde te poți duce din punct de vedere profesional, cam pe ce zone. Și astăzi suntem aici împreună cu Răzvan și o să vorbim despre zona asta de internship. Pe noi ne știți, Formaio sau Formaio Academy, ne ocupăm de context și conținut pentru tinerii pasionați de IT, dar și pentru oamenii care vor să facă o reconversie profesională. Ne găsiți pe paginile noastre de Instagram, Facebook, LinkedIn și bineînțeles avem și videoclipuri multe pe YouTube. Dacă nu știți ce face Adobe, o să las pe Răzvan să introducă puțin compania și după trecem la treabă și o să aflați mai multe detalii despre internship. Salut, eu sunt Răzvan, sunt intern acum la Adobe. Adobe România are ingineri pe diferite segmente. Avem celebrul Photoshop, lucrăm pe Photoshop sau celelalte produse, Illustrator. Avem și ingineri pe partea de document cloud, PDF-uri, Acrobat. Și lucrăm și la partea de digital experience, care este mai puțin cunoscută în România, dar foarte, foarte importantă pentru Adobe și aici intră partea de analytics pentru diferiți clienți. Bun, deci cumva dacă vrei să găsești locul în orice area din IT, Adobe poate fi un loc potrivit să dezvolți un produs care are milioane de utilizatori. Că sigur toată lumea a auzit de Illustrator, de Photoshop și de alte aplicații pe care voi le faceți aici. Bun. Păi, cred că lumea e foarte interesată de zona asta de internship-uri și, Răzvan, ce credeți, a făcut un internship la Adobe. Ce internship ai făcut, Răzvan? Bun, eu încă sunt la internship asta, ca să fie clar. Sunt pe partea de Python. Am ales să intru pe partea de Python pentru că asta m-a pasionat și, sincer, în asta eram cel mai confortabil să dau interviul. Bineînțeles, la facultate sau pentru cei care doar învață singuri, puteți să aveți contact și cu alte tehnologii, că Java sau JavaScript sau C++. Noi avem internship-uri pe toate aceste limbaje. Okay. Și fiecare a avut o interacțiune cu JavaScript sau cu Python, dar eu am ales să mă duc pe limbajul ăsta pentru că eram cel mai confortabil să dau interviul și pentru că eram chiar curios ce se poate face cu Python, ce putem lucra pe partea de infrastructură sau pe partea de cod și așa mai departe. Tu ai lucrat înainte, nu? Da, eu am lucrat înainte. Am fost și junior, am fost și intern la altă companie, adică am un background mai vast așa. Și de ce ai ales Adobe? Deci ce te-a făcut să treci de la o poziție de junior să te duci pe o poziție de intern și la o altă companie? Păi Adobe este un nume solid în industrie. Și să fiu sincer, eram la facultate și aveam prieteni mai mari care spuneau, păi îmi doresc să ajung la Adobe, îmi doresc să ajung să fiu intern acolo, să lucrez full-time, e foarte mișto. E una din puținele companii care chiar lucrează pe produsele proprii, acolo chiar aici. Chiar ai ingineri care știu exact pe ce lucrează, nu schimbă proiectele chiar atât de des, au cunoștință, sunt produse care se creează doar aici în București, în sediul Adobe din București și per total este un nume care chiar este important pentru un CV, adică lumea când vede a lucrat la Adobe sau lucrează la Adobe este chiar wow. Interesant. Tu ești o persoană tehnică la bază, ce facultate ai făcut? Am terminat vara asta matematică și informatică, specializarea informatică la Universitatea din București. În prezent nu urmez niciun master, am vrut să mă focusez doar pe muncă, dar da, un background tehnic. Ok. Bun. Deci ai ales cumva Adobe pentru că este o firmă mare care lucrează la produsele proprii. Exact, da. Și te-ai gândit probabil și că ai unde să evoluezi mai multe zone. Da, a fost foarte important pentru mine că am văzut că lucrează la produsele proprii și m-am gândit că ajungând aici voi avea colegi cu experiență care au lucrat pe produsele alea și le-au luat de la început și au trecut prin toate etapele unui produs și
ai de unde să înveți, chiar ai de unde să înveți. Ok, deci Răzvan, Adobe după un internship, aproape gata internship-ul respectiv. Sigur, lumea e curioasă, ok, timp cum ai ales, probabil multă lume ar alege pentru lucrurile astea. Hai să vedem cum îi ajutăm pe oameni să aplice și poate să-și ia interviu sau să vedem, să le dăm mai multe informații. Cam care sunt pașii? Descrie puțin care a fost procesul de interviu aici. Sunt patru internship-uri. De fapt, este un internship cu patru tehnologii. Și oamenii care vor să aplice și pot alege o tehnologie din cele patru. Avem Python, pe care am fost și eu, JavaScript, Java și C++. De preferat, recrutările au început deja, au început de luna trecută, mi se pare. Deja sunt pe sfârșit, adică cei care nu au aplicat, vă încurajez să o faceți cât mai rapid. Procesul de recrutare este în felul următor. Prima etapă este un interviu de algoritmică, de tip HackerRank, de probleme de algoritmică, dar și întrebări teoretice. Intri direct interviul tehnic de algoritmică sau ai un screening înainte, ai o discuție? Păi, asta este un interviu online. Este un test de algoritmică online de 60 de minute. Intri pe platformă și acolo scrii rezolvarea problemelor sau răspunzi la întrebările de teorie sau de sintaxa limbajului. Sunt diverse, adică testele sunt diferite. Nu cred că sunt aceleași pentru toate persoanele. Dacă a fost totul bine la etapa asta și s-a obținut un scor destul de bun, se trece la etapa următoare, care este un interviu cu doi ingineri din Adobe, specializați pe tehnologia respectivă, adică eu am dat de exemplu cu doi ingineri specializați pe Python. Și acolo la fel va fi un interviu bazat pe partea tehnică. Se vor pune întrebări din sintaxa limbajului, din cum ai rezolvat anumite probleme, librării ale limbajului și așa mai departe. Dar se observă puțin și partea de soft skills, să vadă cum răspunzi la întrebări, ce fel de persoană ești și așa mai departe. Dar partea asta de soft skills se aprofundează mai mult în a treia etapă de interviu. Ok, și cam cât durează, interviul tehnic? Depinde, undeva între 60-90 de minute, cred că depinde foarte mult de cei care participă. Dacă intervievatorii sunt foarte impresionați de tine, poate pot să tragă un pic mai mult, știi, să te cunoască mai bine. Dacă a fost totul bine, urmează un interviu cu un manager, care durează aproximativ 30 de minute. Pot fi mai mulți manageri dacă încă nu se știe în ce echipă vei fi sau dacă vei fi într-una, și acolo focusul va fi pe partea asta de soft skills, adică ți se vor pune întrebări tipic de HR. Situații, cum exact, ai reacționat, exact. Cum reacționezi. Dar te vor întreba și pe tine ce îți dorești, ce fel de echipă ai alege dintre echipele managerilor și, pe total, din nou, vor să te cunoască mai bine, să vadă ce fel de om ești, cum te integra în echipă, dacă echipa asta ar integra cu tine și așa mai departe. Care e răspunsul pe care l-ai dat atunci când te-a întrebat ce vrei să faci? Eu având deja experiență cu două joburi anterioare, eram și în anul 3 de facultate, am terminat pentru informatică, am vrut să încerc ceva nou și am spus că mi-aș dori să merg pe partea asta de infrastructură, de automatizări, și de acolo răspunsul a fost perfect, s-a mulat perfect pe echipa în care am ajuns, adică la Adobe chiar contează foarte mult să fii transparent, să spui exact ce-ți dorești, pentru că sigur se găsește o echipă în care să intri și să faci ceea ce-ți dorești. Cool. Și după ai primit răspuns, cam cât a durat tot procesul ăsta? Nu mi-am amintesc exact cât a durat, dar am primit răspunsul final destul de repede, okay. după interviul final. S-ar putea ca etapele, după fiecare etapă așteptai o perioadă, cred că o săptămână, două, și primeai un răspuns. Și după dura un pic mai mult să găsești un interval care să-ți convină și ție, pentru că aveai facultate, aveai ore, dar să convină și managerul, okay. sau inginerilor. Cred că asta a fost etapa cea mai costisitoare din punct de vedere al timpului, să găsești o perioadă în care să fie să vă sincronizezi. Exact, exact, da.
Bun. Și pe parcursul procesului, ok, deci ăsta e procesul de recrutare, ai un interviu, ai un test prima dată ca să-ți valideze cunoștințele, după ai un interviu tehnic și după mai ai o discuție de behavior cumva cu un manager, iar la final primești un răspuns. Primești un răspuns, oferta și mai departe continui sau nu. Exact. Bun. Ce te-a ajutat pe tine în, nu știu, poate mă gândesc că ar ajuta, ce materie din facultate te-a ajutat aici, dacă te-a ajutat? Măi, eu m-am pregătit un pic greșit pentru, interviu. Mă așteptam să fie foarte axat pe partea de probleme de algoritmică, exact cum tip InfoArena sau LeadCode pentru cei care lucrează. Și am fost plăcut surprins să văd că n-a fost așa, adică a fost mai mult o discuție, un dialog, să vadă ce cunoștințe ai, pe ce zorești să lucrezi și așa mai departe. Deci eu m-am pregătit mai mult pe partea de algoritmică, dar o materie care cred că m-ar fi ajutat mai mult, nu știu, cred că gândirea etică, am avut o materie în anul întâi de facultate care era exact pe partea asta de debate și dialog și mi se pare foarte important în IT să ai și partea asta, să știi să-ți expui anumite puncte, să-ți expui argumentele, exact, să ai o gândire structurată, să exprimi ceea deci ce... Deci nu neapărat zona tehnică, efectiv, scris cod, ci mai degrabă cum să-mi expun ideile. Da, nu cred că a fost mai multe materii, adică procesul a fost destul de complex. Au fost puse întrebări din diferite arii de programare, adică au fost și pe partea de procese și pe partea de limbaj, adică nu cred că ar fi o materie din facultate care să le adune pe toate la unul. Ok, bun. Și atunci ce sfătuiești un om care vrea să vină la internship? La ce să se uite? De unde să învețe? Care sunt zonele pe care ar trebui să le acopere ca să se simtă pregătit? Pentru mine cea mai grea parte a fost să aplic. Nu știam dacă sunt destul de bun. Chiar nu știam asta și încurajez să aplicați, oricum ar fi aplicați și vedeți atunci dacă sunteți destul de buni, pentru că prima etapă este un test online, nu aveți parte de niciun inginer, adică sunteți doar voi acolo și ar trebui să aveți mai puține emoții, zic eu, și acolo vedeți cu adevărat cât de pregătiți sunteți pentru internship, că poate voi credeți că e mult prea ușor și de fapt e mai greu sau că e mult prea greu și de fapt e mai mediu. Și ai tips and tricks pentru mine, uite, eu vreau să aplic pentru următorul internship. Ce mi-ai recomanda? Dacă ai putea să-mi recomanzi, nu știu, uite-te, citești o carte, uite-te la un serial. Te-aș întreba în primul rând pe ce limbaj ai vrea. Să luăm de exemplu Python pe care am dat și eu. Ți-aș recomanda să cauți elemente specifice limbajului sau mai bine zis detalii despre, de exemplu, în Python ai programare orientată pe obiecte. Poți să te uiți în diferite arii din zona aceea. Sau am avut la fel, m-am uitat pe librării diverse din Python. Ce librărie ai folosit tu într-un proiect? Unde ai folosit limbajul respectiv în proiectele personale? Că de vreme ce vrei să vii la un internship pe limbajul respectiv, ar trebui să arăți inginerilor că ai avut un interes în tehnologia respectivă. Deci, practic, te ajută foarte mult înainte de un interviu de genul ăsta să ai niște proiecte. Orice fel de proiecte, că faci tu singur că ai de la facultate, exact, să demonstrezi că, uite, eu am proiectele astea și de asta vreau să continui. Nu doar să demonstrezi, să îți dovedești ție că vrei cu adevărat să lucrezi pe limbajul respectiv, că poate nu-ți place limbajul, dar dacă nu ai lucrat, dacă n-ai făcut niciun proiect, cum poți să-ți dai seama? Cool. Fair enough. Bun. Deci astea sunt etapele interviului, cam acolo trebuie să căutați să vă interesați destul de mult și să lucrați înainte. Cam cât e un proces? Nu știu, sunt student în anul 3 la facultatea de matematică, informatică și mă decid ca într-o lună, două să aplic la Adobe. Ce ar trebui să fac exact? Să-mi structurez cumva informațiile? Te-a ajutat pe tine vreun lucru? Bine, tu ai avut într-adevăr și experiență de muncă și probabil era cumva diferit din punctul ăsta de vedere, pentru că deja cunoșteai oameni, știai să-ți expui ideile și așa mai departe. Dacă ai tu ceva, dacă nu, putem să trecem mai departe. Aș puncta că oamenii, toți implicați din partea Adobe în interviu, sunt acolo să te ajute.
Adică ei vor ca tu să reușești, să treci interviul. Ei nu sunt acolo să te judece la fiecare greșeală. E normal să ai greșeli, e normal să nu știi tot ce te întreabă și asta cred că e un lucru destul de important de menționat, pentru că până la urmă tu vrei să lucrezi cu oamenii respectivi și vrei să ai o parte de experiență pozitivă de internship și de asta punctez atât de mult pe partea asta. Oamenii sunt acolo să te încurajeze și tu când te duci la interviu ei vor să scoate ce mai bun din tine. Și dacă te și pregătești, ai parte de niște ingineri, intervievatori buni, care să scoate ce mai bun din tine, eu zic că e rețeta perfectă. Mm-hmm. Deci, practic, dacă muncești înainte, empatizezi cu persoanele de acolo, pentru că și ei sunt devotați. Exact. Până la urmă, vei fi colegul ei. Cool. Mm-hmm. Mi se pare foarte bun punctul ăsta, pentru că multă lume consideră că interviu vine cineva și dă cu un ciocan în cap, deși lumea de acolo caută să te ajute, să-ți pună întrebări, să vadă dacă, practic, dacă putem să lucrăm împreună. Că exact. Despre asta e vorba. Bun. Și cum a fost partea ta de internship? Cum a început? Ce ai făcut pe parcursul internship-ului mai exact? Adică am intrat pe ușă în prima zi, mi-am făcut un onboarding. După am fost alocat pe proiect sau n-am fost alocat pe proiect? Da, din prima zi am avut un mentor, noi spunem buddy, care mi-este alături și acum. Pe toată durata internship-ului ai pe cineva asignat care să fie alături de tine, să-ți explice tot ce nu știi, atât pe parte tehnică cât și pe parte de onboarding. Într-adevăr, am avut parte de ceva cursuri introductive, onboarding a durat 2-3 săptămâni, dar în paralel, ușor-ușor porneam și cu proiectul, înțelegeam ce face fiecare echipă sau fiecare membru al echipei. Proiectul nu mi-a fost dat din prima. Au vrut inițial să mă cunoască, să vadă pe ce aș putea să lucrez, pe ce au și nevoie. Și da, la un moment dat am fost asignat pe un proiect, cred că tot în prima lună, dar spre sfârșit. Proiectul, asta e foarte interesant în Adobe, că ai ocazia să lucrezi și cu echipe din alte țări. Okay. Și eu am lucrat cot la cot cu un intern din Anglia și ne-am ales două proiecte, nu doar unul, ci două proiecte. Și în fiecare zi ne sincronizam, vedeam pe ce a lucrat fiecare, puteam să punem întrebări și altor ingineri din alte echipe. Adică era un proiect la care lucrează în producție, sau era un proiect creat pentru zona asta de internship? Au fost două proiecte. Primul a fost, era un proiect pe care chiar ar ajuta mult la pe partea de producție. Testam anumite aplicații ce vor fi folosite. Iar al doilea proiect era un adaos la partea de înțelegerea infrastructurii. Era un proiect de vizualizare, având în vedere că infrastructura devine foarte complexă. S-ar putea ca un inginer să piardă din vedere cât de complexe, ce se mai leagă, cu ce se leagă și așa mai departe. Și noi am venit cu ideea să facem un proiect în care să vizualizăm toată infrastructura ca un graf foarte colorat, așa. Ok, deci ați adus niște îmbunătățiri. Exact, exact. Adică a fost mai mult pentru, pentru cei din echipă, să le fie mai ușor să înțeleagă ce componente se leagă. N-a fost ceva de producție. Ok, o să întrerup aici puțin. Vreau să te întreb, că nu am discutat, cât a durat internship-ul? Internship-ul durează 6 luni. 6 luni. Dar de anul viitor vrem să introducem și un internship de 9 luni. În principiu pentru cei din an terminal, în așa fel încât să-și poată face lucrarea de licență cu Adobe și acesta ar începe pe 1 aprilie, cel de 9 luni. Iar cel de 6 luni începe cum a început și anul acesta, pe 1 iulie. Okay, amândouă se termină pe 31 decembrie. Bun, e bine că am stabilit și asta. Mm-hmm. Vreau să te mai întreb acum că mi-ai zis de proiect și cum ai integrat toată zona asta. Și ok, după ce ai terminat proiectul ăsta, ce ai făcut? Care a fost next step în Adobe? Mm-hmm. Pe internship? Da, proiectul încă lucrez la el, adică acum sunt pe partea de final. Dar este un proiect pe care aș putea să-l dezvolt în continuare, însă
eu voi schimba echipele și teoretic proiectul meu deja este într-un stadiu în care poate fi folosit și poate fi folosit foarte bine în cum este acum. Într-adevăr, îți dai seama, la orice proiect poți să adaugi lucruri și așa mai departe, dar poate va fi un proiect pe care îl va continua un intern anul viitor, cine știe. Foarte tare. Mi se pare că mi-ai răspuns deja la întrebarea cât de creativ ești într-o poziție de genul ăsta, adică dacă poți să aduci improvement-uri pe produse existente și să ajuți la procesele acestea, mi se pare foarte tare. Voiam să te mai întreb aici cam care sunt next steps pentru tine în Adobe. După ce ai terminat internship-ul, ok, lucrezi la un proiect, ajungi alte proiecte, dar după cele 6 sau 9 luni, ce poți face? Ți oferă posibilitatea de angajare? Faci doar internship-ul și mai aștepți? Cam care este vibe-ul? Depinde de tine ce-ți dorești. Dacă nu ți dorești să continui, poți să nu continui, să-ți termini facultatea. Sunt foarte multe exemple de persoane care aleg treaba asta, dar majoritatea își doresc foarte mult să continue. Ăsta a fost și cazul meu. Din păcate n-am putut să continui la mine în echipă, însă am reușit să mă transfer într-o altă echipă, cu totul și cu totul alt departament, și voi lucra pe Java. Okay. Adică s-a schimbat nu numai echipa, nu numai departamentul, ci și limbajul și tehnologiile. Pentru că am avut un interviu în care am dovedit că pot face tranziția și acolo voi avea o perioadă de onboarding și așa mai departe, dar trebuie să vadă că pot totuși să fac tranziția. Dar este încurajat în Adobe să se facă tranziții de astea cât mai, nu neapărat foarte des, dar există posibilitatea să faci asta, în așa fel încât tu, dacă îți dorești să faci altceva, să nu pleci altundeva, ci să faci intern. Și eu sunt exemplul perfect, pentru că și un junior a putut să facă asta, adică nici junior nu stă acum, a făcut-o ca un intern. Bun. Aici vreau să te întreb dacă procesul e la fel și dacă rămâneai, de exemplu, în departamentul acela cu Python, trebuia să mai dai un interviu sau acolo cumva te intervieva oamenii pe parcurs, practic. Nu cred că ar fi trebuit să mai dau un interviu, pentru că deja aveam săptămânal întâlniri cu persoane din departamentul respectiv, știau de ce sunt capabili, știau ce știu, adică era totul stabilit deja. Ok. Încă o întrebare legată de organizare. Vreau să te întreb dacă a fost remote sau hibrid sau la birou, cam s-a petrecut. A fost hibrid. Eu am preferat să vin, recunosc, aproape în fiecare zi la birou. Mi-a plăcut foarte mult de la început. Primele două săptămâni am fost remote. Mi se pare că eram full remote din contract. Dar mergând după două săptămâni pentru prima dată pentru un eveniment cu toți internii, am văzut cât de mișto este la birou, am spus, nu, eu vin în fiecare zi, și de atunci merg în fiecare zi aproape la birou. Dar de anul viitor va fi, într-adevăr, și în contract, cred că va fi stabilit un program hibrid. Mi se pare o alegere mult mai bună, pentru că eu la birou am cunoscut atâția oameni, am cunoscut departamentele, mi-am dat seama că aș vrea poate să lucrez pe Java, sau sunt alte persoane care și-au dat seama că nu mai vor să lucreze pe C++, vor să lucreze pe JavaScript. E destul de greu să faci alegerile astea dacă lucrezi de acasă, dacă nu ai un contact mai direct cu persoane. Da, la început și mie mi se pare, cel puțin la început, până vezi un pic cam cum fac oamenii, ce se întâmplă acolo, să creezi niște relații, că până la urmă muncești 8-9 ore pe zi, stai la birou și trebuie să legi anumite relații. Da. Dar că ziceai tu, vorbeam un pic de partea asta de flexibilitate. Vreau să întreb care sunt cele mai importante beneficii pe care crezi că ți le oferă ție compania în momentul ăsta? Sunt multe beneficii. Trei? Din două. Este partea asta de implicare. Poți să te implici foarte mult în foarte multe evenimente. Poți să scrii articole pe blog. Am scris articol pe blog. Poți să participi la voluntariat, la fel, am fost la voluntariat. Ai evenimente peste evenimente, astăzi avem film,
sunt foarte multe meet-up-uri organizate aici în Adobe, exact cum ați avut și voi, și astăzi este tot la fel un meet-up. Sunt la fel activități cu toată compania, în weekend am fost la plantare de copaci. Okay. Sunt foarte multe evenimente organizate în Adobe și de Adobe în alte locuri. Asta ar fi un lucru care îmi place foarte, foarte mult. Al doilea lucru ar fi biroul. La fel îmi place mult. Îmi plac oamenii, cum sunt oamenii de la Adobe. Pot să mă duc la oricine să întreb ce face. Oricine mi-arată, oamenii sunt prietenoși, te întâlnești cu ei când îți faci o cafea, când bei apă, poți să mergi în sala de mese, stai, discuți, joci biliard. La fel. Te pricepi la biliard? Nu, dar am învățat la Adobe și acum chiar mă pricep. Adică la început nu o făceam, dar acum reușesc cât de cât așa să mă descurc. Poate un alt beneficiu ar fi faptul că în Adobe chiar ai ocazia să vorbești cu oameni mai sus ierarhic decât tine, dar de la egal la egal. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Așa am și descoperit cum sunt organizate echipele mai bine și treaba asta m-a ajutat și în carieră. Adică oamenii sunt... am discutat cu directori care mi-au oferit un feedback, mi-au spus, uite, poți să faci asta mai bine, implică-te acolo, poți să încerci alte echipe, să vezi ce îți place și la început și așa mai departe. Deci e un carieră foarte bun, exact, în prisma relații cu ceilalți oameni, din departamente cu, poate cu experiențe mult mai mari decât tine. Da, și adică Adobe în sine este un nume foarte, foarte puternic, dar și asta implică și cu adevărat și oamenii sunt foarte, foarte plăcuți aici și ești foarte apreciat. Nu contează că ești junior sau că ești senior, oamenii vorbesc cu tine, te ajută, poți să înveți de la ei, ei învață de la tine. E un mediu foarte sănătos. Bun, pare că mi-ai răspuns la întrebări. Ai știut să joci și biliard, poate jucăm după biliard. Deci flexibilitate, partea asta de branding personal, că cumva asta mi se pare super important și foarte tare, că poți să te implici să scrii articole pe blog la Adobe, poți să faci, poți să te implici mai multe evenimente, probabil cu experiența o să poți să devii și speaker, poate la unele evenimente, că știu că sunt colegi de la voi care merg la foarte multe evenimente pe zona asta. Mi se pare tare, că pare că ești o persoană dinamică și ți-ai găsit locul, adică nu prea ai loc unde să te plictisești. Bun, și next steps ar fi să te... Care ar fi next steps? Ca să nu ți-i fac eu acum. Bun, păi vreau să mă implic în continuare. Cred că Adobe este locul unde ai zilnic un eveniment sau poți să te implici în ceva. Deci dacă tu îți dorești să faci asta, e locul perfect. Ți-am explicat și astăzi sunt. Adică avem film, avem meet-up, poți să te duci la un meet-up. Vin oameni din exterior, știi? Și poți să te duci să cunoști nu numai ingineri din Adobe, ci și experți în domeniul de la alte companii și așa mai departe. Totul se ține intern aici la noi, adică oamenii vin la noi și ne povestesc. Mi se pare tare că ai putut să... ziceai tu că ai fost la Polyjobs? Da, am fost. Cum se numește exact. Am participat și la târguri de joburi, am vorbit despre internship-uri, la fel m-am implicat în foarte multe, foarte multe activități. Am vopsit borduri, la satele copiilor. Asta e o cauză. Da, adevăr. Exact, adică poți să faci voluntariat, te și implici pe parte profesională, vorbești altor studenți despre internship-uri, cunoști oameni noi, vezi, poți să schimbi departamentele, să vezi ce face altul în alt departament, cu totul și cu totul echipe diferite, tehnologii diferite, te dezvolți și tu pe tehnologiile respective, particip la meet-up-uri, avem și noi în cadrul Adobe prezentări interne despre ce au mai făcut nou, despre demo-uri. Sau avem Q&A-uri cu toată compania, unde la fel se pun întrebări, se răspunde foarte, foarte transparent. Acum voiam să te întreb puțin, care sunt next steps pentru tine? Ce target ai? Vreau să lucrez pe Photoshop, vreau să lucrez cu o echipă care face Illustrator. Ai obiective de genul ăsta sau care sunt următorii pași? Da, vreau să învăț cât mai mult Java, să devin acolo mult mai bun, să cunosc diferite proiecte, să mă implic în proiectele respective
De asemenea, să mă implic în continuare și pe partea asta extra, adică să particip la voluntariat în continuare, îmi place foarte mult. Am colecționat hanorace, rucsac, am tot de la Adobe. Bă, că și astăzi ești îmbrăcat în hanoracul de la Adobe. Vreau să vin în continuare la birou, să cunosc oameni noi, să văd ce face fiecare echipă. Mă ajută foarte mult să înțeleg cum se leagă echipele între ele. Deci, next steps pentru mine ar fi să învăț în continuare. Să te acomodezi exact. În echipă. Da. Și să mă dezvolt. Nu cred că, nu prea aș vrea să mai schimb echipa curând, aș vrea totuși să mă focusez pe partea asta de Java, să văd ce aș putea obține, pentru că mi se pare o ocazie minunată. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă nu ți-ar plăcea? Aș schimba echipa. Okay. M-aș duce, dacă nu mi-ar plăcea Java, aș vorbi cu managerul, aș fi transparent, aș spune nu-mi place, aș putea să fac altceva și răspunsul sunt 100% sigur că va fi pozitiv. Și va spune, ok, vom căuta alt proiect, poate în aceeași echipă, poate în echipă diferită, poate în organizație diferită, pe alt limbaj, pe JavaScript, C++, Python, orice se găsește. Adică, deci trebuie să fii transparent. Cumva da. Asta aș vrea să-l trăim și oamenilor care urmăresc videoclipul, că în orice job, într-adevăr, vorbim aici pe caz concret Adobe, dar ar trebui să fiți transparenți cu ce vreți să faceți, pentru că altfel nu aveți cum să vă dezvoltați și să ajungeți la cea mai bună variantă a voastră. Mm-hmm. Bun, păi cred că am oferit destul de multe informații, nu știu cât a trecut jumătate de oră din câte am înțeles. Avem așa, deci dacă vrei să zicem, o companie flexibilă, unde te dezvolți, lucrezi la ceva cu impact, că asta mi se pare pentru mine mereu când mă gândeam la Adobe, și când mă gândesc la Adobe, mă gândesc că lucrez la un produs care are un impact la milioane de oameni și pot să ajung să-i ajut, să ajut creatori de conținut, să ajut oameni care folosesc, care editează. Și mi se pare un exemplu super bun. Poți să te joci, sucuri, bei cafea, te întâlnești cu prietenii, ai multe activități pe lângă. Dacă ești o persoană dinamică, te ajută foarte mult. Cred că e foarte important partea asta de career path și cum îți alegi drum și ce vrei să faci, pentru că probabil sunt experiențe diferite. Tu ești dinamic, te duci în zona aia și vrei să vezi cât mai multă lume, vrei să cunoști cât mai multe persoane. Dacă sunt o persoană care vrea să o ia mai treptat, sigur că îți găsești locul, pentru că știu persoane care lucrează aici și vor cumva să țină mai mult zona asta de dezvoltare, programare și așa mai departe și să diferențieze zona de timp liber și voluntariat să o facă în altă parte. Adică cred că există un echilibru. Acum, dacă aflați voi oameni cărora nu le place, puteți să ne spuneți categoric și nu crezi. Eu cred că sunt persoane care o să scrie în comentarii, bă, voi mințiți, dar avem și contraargumente. Îl aducem pe Răzvan să vă zică într-un alt videoclip dacă sunt multe întrebări. Eu ce vă recomand, să îi scrieți lui Răzvan, o să-i punem și link-ul. Dacă sunteți interesați de internship-ul de la Adobe și de viața la Adobe, pentru că e o persoană super smart care sigur vă ajută, adică pare că se implică în multe lucruri și chiar știe ce zice. Nu zic asta doar că am avut interviu cu el, mă rog. Probabil asta aș fi zis și dacă ar fi fost altcineva, dar e în regulă. Bun, acum vreau să te întreb repede, câteva întrebări rapide, să vedem cum gândești, ce îți place. Fotbal sau basket? Fotbal. Tu, blockchain sau stocks? Stocks. Investești? Da. Ești bun la fotbal? Nu. Bun, atunci nu te iau mâine, că am fotbal mâine seara. Deci nu mă bazez pe tine, maxim te iau la basket. Pot să mă iei, dar nu te bazezi pe mine. Ok, deci nu mă bazezi pe tine zona asta. Munte sau mare? Munte. Ski sau snowboard? Ski. Te dai pe schiurile? Da. Bun, aici avem un bun comun. Java sau Python? Java. Ce să zici acum, că te duci în noua echipă? M-am gândit puțin, da, adică a fost foarte rapid, dar m-am dus cu vibe-ul pe Java. Ok, cărți sau filme? Cărți. Cărți? Mm-hmm. Care e ultima carte citită? Te-am prins? Atomic Habits. Oh, super. De cartea asta vorbim la fiecare prezentare pe care o avem, e super tare. Ce ai învățat ceva din ea? Zi ce ai învățat din ea. Am învățat că durează timp să-ți creezi un habit și asta încerc și eu acum.
Adică în ultimul an pe asta m-am focusat să-mi creez o rutină pe care să, care să fie sănătoasă și să mă ajute să mă dezvolt cu timpul, să ajung la omul, la Răzvan pe care, pe care aș vrea eu să-l văd în viitor. Ok, bun. MacBook sau Lenovo? MacBook, normal. Ce folosiți aici? Fiecare alege, adică în Adobe mi se pare că tu îți alegi ce vrei și Adobe te ajută. Tu dacă îți dorești MacBook, ai MacBook. Îți dorești Lenovo, ai Lenovo. Adică Adobe acolo să-ți ofere, să te aștepte pe tine să te dezvolți. Ok, eu vreau un Porsche Macan. Da. Eu zic că se găsește un career path ca să ajungi acolo. Deci trebuie să ai și career path. Super, Răzvan. Păi, mi-a plăcut discuția, am aflat și eu multe lucruri. O să recomand internship-ul de la Adobe. Nu o să te iau la fotbal. Ce o să mai fac? Poate la un snowboard, poate la un ski, am și uitat și mai departe vedem. Sper să vină multă lume la tine să te întrebe lucruri. Și eu îmi doresc asta, adică particip și la târgurile de joburi, puteți să veniți să mă întrebați sau îmi dați un mesaj pe LinkedIn, eu sunt foarte, foarte deschis să vă răspund. Cool. Bun, păi atunci eu am fost Vlad, el a fost Răzvan, noi suntem Formaio și nu uitați să ne urmăriți pe pagina noastră de Instagram, Facebook, dați un subscribe și pe YouTube și pe LinkedIn, bineînțeles. Postăm pe toate platformele. Și ne vedem probabil în anul viitor, tot cu Adobe, poate pe un alt meetup, pe o altă temă de care sigur o să fiți interesați. Bun, păi atunci pare că ne-am atins. Ce voiam să adaug? Voiam să adaug că și eu am auzit de Formaio tot la un meetup ținut la Adobe. Adică, mergând la meetup-urile Adobe, am descoperit niște oameni foarte faini cu care am ajuns să colaborez acum. Da, uite, noi suntem și Andrei, care este jos, lucrează momentan. Da. Dar să ne vedem cu el după. Bun. Păi aceștia am fost noi și ne vedem la un alt episod, poate cu Adobe.